Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și președintele interimar al Camerei Deputaților, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș din partea Alianței PSD-PNL. Simonis a spus că își dorește o campanie electorală bazată pe proiecte și nu pe atacuri între candidați. Acesta a adăugat că lasă a treia funcție în stat pentru a candida la Consiliul Județean și a enumerat câteva dintre investițiile pe care le-a tras pentru Timiș. Las bucuros președinția Camerei Deputaților, a treia funcție în statul român, pentru a candida acasă pentru prima poziție din județul Timiș. Mai spun ceva. Timișul contribuie enorm la bugetul de stat, iar statul trebuie făcut, trebuie obligat să întoarcă bani în județul Timiș. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Am reușit în ultimii ani, împreună cu Sorin Grindeanu, cu Marcel Ciolacu, cu guvernul condus de Marcel Ciolacu și cu partenerii de guvernare de la PNL, atragerea unor investiții extrem de importante în județul Timiș, și vreau foarte pe scurt să trecem prin ele, să le prezentăm pe fiecare în câteva secunde. Am să-mi permit să mă retrag de la pupitru și să vorbim. Nu întâmplător am ales Aeroportul Internațional Timișoara, pentru că în urmă cu o lună, cu un an și două luni, vă promiteam împreună cu Sorin Grindeanu că acest terminal va fi construit. Luna trecută, în finalul lunii, acest terminal a fost inaugurat, astăzi se operează de pe el. În doar un an și o lună s-a reușit finalizarea acestei investiții, cel mai modern terminal din România și singurul terminal exclusiv Schengen din România în acest moment. Centura de sud a municipiului Timișoara, am văzut că ați făcut, ați relatat în spații dumneavoastră în presă, pe larg, despre modul în care se lucrează pe centura de sud. Așa cum știm deja, o investiție extrem de importantă pentru municipiul Timișoara, cel mai probabil undeva în jurul finalului lunii iunie, începutul lunii iulie, această centură, cea de sud, va fi inaugurată, finalizată. Simonis a răspuns și atacurilor lui Alin Nica și a ținut să menționeze că acesta din urmă nu a mers la București pentru a face lobby pentru proiectele Timișului, ci doar când a vrut să-și salveze funcția. Am văzut revolta și îndârjirea, am văzut desantul de primar de la București. S-a dus împreună cu 10, 15, 20 de primari la porțile PNL-ului pentru a-și salva funcția. Oameni buni, l-ați văzut vreodată pe Nica în acești 4 ani de zile? Să se ducă la București, singur sau cu primarii după el. Să bate la ușa guvernului Orban, Câțu sau Ciucă. Guverne conduse de președinții PNL-ului, al cărui vicepreședinte era domnia sa. Cu aceeași determinare și cu aceeași îndârjire să spună: rupem ușa guvernului dacă nu aduci bani în Timiș pentru investiția asta sau cealaltă, pentru stadion, pentru polivalentă, pentru spital, pentru centură. Nu. Această îndârjire a fost într-un singur moment, atunci când și-a apărat propria ei poziție. Referitor la cei doi candidați la primăria Timișoara, Alfred Simonis a spus că Dominic Friț are viziune politică și carismă, dar nu are viziune administrativă. În schimb, Nicolae Robu are viziune administrativă, însă nu și politică, și și-a învățat lecția după eșecul din 2020. Simonis a afirmat că nu va deschide lista de consilieri județeni și recomandă și celorlalți candidați să facă la fel.